Studiul a fost realizat de o platformă online de imobiliare. În Cluj-Napoca, cartierele cu cel mai avantajos cost al vieții sunt Grigorescu, Gheorgheni și Zorilor, iar zonele Mărăști, Calea Turzii și Iris ocupă ultimele trei locuri. Situat pe malul râului Someș, cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca a primit și statutul de cea mai sigură zonă din oraș. Când vine vorba de calitatea vieții, părerile localnicilor sunt diferite. Grigorescu este un cartier extraordinar de ok, în sensul că încă mai sunt spații verzi, în sensul că încă mai este aerisit din punct de vedere al blocurilor, al clădirilor, absolut tot este încă bine gândit. Piața este cam scumpă aici în Grigorescu față de centru. Cel mai bun e Someșul și spațiile verzi în Grigorescu și în rest liniștea, cred că, față de celelalte cartiere. Unde locuiesc eu am toate, deci banca, toate sunt aproape, farmaciile, piața e vis-a-vis, dar pe care eu în persoană nu prea o folosesc, vis-a-vis de piața centrală, sunt un pic mai scumpă. Potrivit cercetătorilor, costul general al vieții reprezintă percepția pe care o au oamenii despre cât de scumpă este viața în orașul în care locuiesc. Analiza poate fi influențată însă și de alți indici, faptul că o zonă poate fi considerată în același timp sigură, modernă sau verde. Această calitate este dată și de, hai să spunem, o anumită cultură urbană, anumite, hai să spunem, mecanisme de reglare și de control care nu sunt neapărat instituționale. Un anumit tip de atitudine și de relații care se dezvoltă într-o comunitate urbană cum este Cluj-Napoca. Pentru realizarea clasamentului, oamenii au fost invitați să evalueze viața în cartierele în care locuiesc. La studiu au participat 125.000 de respondenți. La nivelul Clujului, cartierul Grigorescu este urmat de Gheorgheni și Zorilor ca zone avantajoase din punct de vedere al costului vieții, în timp ce Mărăști, Calea Turzii și Iris ocupă ultimele poziții.